Bună, bună ziua, prieteni! Am revenit, prieteni, sunt la bucătărie. Am ieșit din casă, hai să vă povestesc așa ce fapt ce am făcut în dimineața asta, că nu am făcut mare lucru, nu că mă vait sau cum zic mulții. Că noi ne vetăm, vă uităm că facem curat, auzi că facem treburi, dușmanii. Facem treburile noastre care sunt, că suntem persoane multe, nu suntem o persoană în casă. Suntem mai mulți. Avem copii, mântărim pe gătim. Prieteni, vreau să vă răspund la câteva întrebări, comentarii de fapt. Cum e, lumina e martoră. Noi am făcut filmarea și a pus-o în premieră cu pireu, cu friptura aia ce la tigaie ce am făcut noi. I-a dat și lui Leo o porție, dar noi n-am mai filmat cum ducem mâncarea lui Leo, că nu suntem de alea să profităm și de mâncare că-i dăm să facem acum orice, orice să filmăm, că-i duce farfurie. N-am mai filmat, nu ne-am mai gândit. Ne-am gândit să-i duc o farfurie fără să filmăm. Și ce-a făcut el? A făcut filmare la porția aia și a chemat-o pe Lumina când deja era și la masă. Și a pus să se guste din porția aia, să guste ea întâi, că s-a gândit că o trăbim. Vedeți? Îți pare rău de dracu și... De cine îți pare rău și nu te lasă să mor, nu știu cum vine vorba asta. Încet, nu faceți gălăgie, vină încă. Așa e, prieteni, și i-a dat mâncare și a pus să guste ea, apoi i-a mâncat el. Că i-am pus o treabă acolo, vrem să-l otrăvim noi. Cine? Nu întreba tu, că nu e, e treaba de oameni mari asta. Cine? Nu mă spune cine. Ce-a spus să prietenii, că nu i-am dat mâncare, nu le-o gata. Hai, joacă-te acolo. Și ai, prieteni. Bine, cred că la picior nu că mă bag eu acum, cred că s-a mai vindecat, e mai bine. Nu prea e așa grav, grav. Ce miroase salată? Nu mai zic așa. Brânzată mare. Leonardo, nu mai vorbi când vorbesc eu, te rog eu. Și aia, prieteni, vă mulțumim mult de tot pentru tot ce faceți pentru mine, pentru vizualizări, pentru like-urile multe și... Sunt mesaje foarte multe care nu pot să le răspund la toate și încerc și răspund așa câte puțin, când mai fac timp și seara târziu, ca să pot să fac față, pentru că sunt multe. Și vă mulțumesc tuturor pentru tot ce faceți pentru mine și mi-a plăcut faza cu Lumina când a filmat, că s-a dus cu telefonul să ducă pe doamna aceea pe Persida în casă la Leo pentru că a venit la el în vizită. Și ei au vorbit urât, au scos copii afară din casă, ați vedeți? Ați văzut și voi, de fapt, fața lor adevărată. Ce fel de oameni sunt. Că nu e nici chiar așa totul perfect. Cu fi, sunt multe chestii care voi îmi ziceți în comentarii să filmăm pe furie și când vorbește patrona urât și de seamă. Sunt multe faze, dar vezi că nu prea sunt tot timpul cu telefonul atunci să facem când ea vorbește urât și ne certăm în scandal. Nu prea. Nu mai bate că strânge în telefonul. Uite așa cum ați vrea afară, Leo. Dar nu știu de ce. Acolo. Știi ce ați făcut, prieteni? Eu acum dimineața asta am făcut puțin curat în hol și am dat cu mobilul pe jos. Am făcut puțin curat ca stat aseară acolo. Și n-am mai umblă și copiii, ați văzut cum fac copiii, mai fac mizerie. Vine Olga la ușă și eu chiar spălasem pe jos. Vine cu o caserolă de salată de varză. Ia du-le una de salată seara la prietena aia. Asta? Da. Dă-o la mami. Prietene, mi-aduce Olga, vine cu o caserolă așa, deja era începută, era gustat din ea. Mă mănâncă nasul, prietene, cu cine mă cert? Vine cu asta la ușă, am zis, nu mă intra, că nu vezi că spăl pe jos, am zis. Și după aia a apărut și Leuțu, bucătarul lui, l-a primit Leo cu telefonul să și filmeze când mi-aduce solul sau o salată de varză. Căci că eu mănânc salată de varză, că eu de aia sunt așa, că eu nu mănânc carne. Eu mănânc carne non-stop, în fiecare zi nu am să nu regim să nu mănânc carne niciodată. N-am mâncat salate ce mi-au adus ei. Și era și începută. Uite, iar se duce Olga în casă. Ce face? Ce caută? Caută ceva care a luat vântul și a băgat-o la mama dracu. Uite. Eu văzut sunt, dar nu știam acum e. Și aia e, prieteni. Da. Aia, nu mai lăgăm asta. Și aia e, prieteni. Ar trebui să facem și noi un test acela varză. Vino cum mi-a făcut el la pireul ăla la mâncare că i-a dat Lumina
să nu fie otrăvit, fă și tu test, gustă și tu din varza voastră. Gustă tu întâi și după aia mâncăm noi. Face și noi test cum au făcut ei cu pirou și cu friptura ieri. Cine? Le-am dat și noi o porție de pirou. Direct aici, ce crezi? Lui e în dire, las că filmăm așa. Și a zis să gustă lumina întâi din mâncare, că ai pus în jandara. Și mai mâncă asta pe mine după aia. Bun, ce are? N-are, cum n-are nimica. Și se vede? Limonadă? Ce bun e. Asta, vezi? Bravo, gata. Mai încă. Lăsă, uite, nu, prieteni, nu mă, că mă dau mare că nu mănânc după ea, că n-are, n-are corona. Ai corona? Uitați gust acum, mănânc și eu un pic, că nu-i bun, lavă, ce are? E grasă, e frumoasă. Aruncă din gură! De ce aruncați? Nu mai mănânc! Nu mai mănânc, aruncați din gură pe furiș. Dar mănânc de ce mănânc. Ia uite. Nu-i iau așa, mă, fericel, dacă e o treabă să nu mor de tot așa, un pic, aia. Zisei asta să nu mai faci tu mâncare, că făcurăm noi omletă și sărată. Pă, dă-i la mâncare. Păi cum să mănâncă omleta asta, așa cu mâna, cine? Păi toată ziua să faci mâncare, îmi pare rău, deci nu toată ziua la crede, toată ziua la crede. Ăsta, ăsta e hamburgerul, nu puteți să-l desfaceți, să-l cu cuțâtul. Păi ce cediciule filmat? Mă, noi nu mai avem nici ăla. Nu avem nici servetele, nu mai avem nimic. Ia, 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 vreau să te vezi. Dă-i omletă, dă-i pasculiuță, porculiță, îți place de asta? Stai să tăi și eu acolo. Ai tu bani să mergem la piscine? Hai să vă duc la piscine, vreți să mergem bani? Și voi ca în Germania. Dacă plătești tu, da, mergem. Să luăm bani. Zi. Ne-ai trimite diamant. Hai bine, vii cu banii când trimite diamant și plecăm. Hai. Diamant. Și o roșiuță. Dar asta, ce, ce nu lumina aici? Să vede cam așa, dar... Ai dus, mamă, mai avem probleme cu... Da, curentul. Mănânc un pic, da. Roșie! Dă-mi parcurie una mai mică. Lumina trebuie să o sirbești pe soare, dar să te-a pus să faci o omletă și să arată de bază. Nu, mâncăm acum. Să nu mai pui să facă ea mâncare, mai pui după și... După aia avem și noi treabă, am treabă azi, după aia. Mâncăm acum un pic, că după aia ne punem la treabă. Ne punem s-a pe curte, pe alea. Facem curat. Să deschidem un hamburger. Dar ele... Omlete alea, da. Hai, vă-ți place să iei de asta, mănâncă dacă vrei. Dă-i și lui. Nu mănâncă la mine. Și salată. Salată de varză. Vă lăsăm să mâncă al coptă bună. Mulțumim. Ce tare. Ia mănâncă. Ce tare e tatia asta. Ia. A venit hamburgerul meu. Nu iau mănâncă după ea, că nu-i bun la vă. Ce are? De mălau, dă-i pâine. Lumină, tu le-ai pus farfuria de ciorbă, nu mai sunt eu de-alea. Sunt afară. Mie nu prea-mi place omleta asta cum arată. Toată ziua e afară la masă. Nu prea-mi place omleta, dar nu știu ce să mănânc. Eu trebuie să-mi fac altceva să mănânc. Mie nu-mi place orice. Știi? Și omleta asta e cam crudă. Nu am mai spus-i nimic. Tăiem mâna asta. Nu-mi place. Tăiem mâna asta roșii, mărunte, mărunte. Roșia e spălată. Tocăm o ceapă, cum îmi place mie. Și una de ce, mă, pe pătuna asta, mă? Păi da, și ardei, uite. Vorbește tu cu, cu prietenii de un altă. Te iau eu. Și așa zic e prietenii. Zic că ești prietenii. Ia și prietenii. Vădeamă, voi ce faceți? Păi de ce ați mâncat? Nu vreau la gata. Nu vrei pâine? Mm. A, salam. Nu mi-am mâncat salam. Nu știu ce-ți făcut rău. Bine. Du-te tu dincolo, adu-mi bastavete, un adică, eu un mor așa să-mi fac acolo. Plecă om! Plecă! Care om? Care om? Nu, n-am văzut, zici hai! Care om? Omul care făcea acolo și ala... Căutați! Fac și eu de pe stongul, faci patrana și cere! Cum cere patrana? Să jos și faci. Ceapă. A, o să te ustură ochii. Mă dau aici. Ce ai să ți aducă? N-am ce ochii, că mănânc. Îți dau ceapă. Îți dau? Ce-i prieteni?
Întorc și o ceapă și o roșie și fac o salatuță așa să fie mai uite, mai sărată. Nu, de ce se poate asta? Înci, stai cu mine, cu mine. Cu mergem după aia la oraș. Rece. Ce e rece? Asta. Cu și cum, vom vei caldă? Lumină? Lumină o vrea caldă, omleta. Pe tigaie, pe tigaie o faci. Vin unul? Nu mai duce tu curios să vadă el. Mamă, e uite ceapa asta. Și aia prigea, omul, cum am uitat? Că trebuie să mai răspund la comentarii, mă sunt mai multe, dar uite că am uitat. Mai mi-aduc ce-ți aminte și vedea cum e ceva. Da, că sunt comentarii, voi mi-a spus să nu caut, să nu fac curat, după ei să-și facă, na. Hai după ce pleacă, dacă nu pleacă. Ca lumea, acum am putut oricum pe ora, acolo că mai vine lumea, ați văzut cum vine lumea și mi-e rușine să vadă casa muzeală. Mi-e rușine mie, nu din cauza lor, mie mie așa. Vreau caldă uneta, o lenta. O punem pe tigaie, hai să îmbrăzim. Stai să-mi tot cu mâna. Păi, dar stai acolo și așteaptă. Stai să râși la prietim. Cine a râs asta? Cine? O vrea caldă, ai treabă? Ah. Ăsta nu înțelege când, nu știi. Și dacă o încălză și nu o mănâncă, ce face? Mănânci. Nu umbla cu cuțitul. Nu-i voie. Nu fă-i așa. Nu fă așa ceva tu. Lasă-mă. Ce curge tot. Oh, uite ce a curs. Nu-i voie să faci tu. Stai cu minte și aștept la masă cum face bunica. Așteptă-mă. Nu. Prieteni, nu mă înțeleg cu el. Stai cu mine că acum încălzesc, că ai de ce făcut așa? Sosti, anu de frimane. Are frimane imediat. Adă cuțitul. De ce faci așa? Anu de... Gata. Stai cu mine pe telefonul tău acolo. Nu are baterie. Păi și ce vrei atunci să faci? Uite. Nu mai fie așa. Vreau caldă umbleta. O încălzesc. Așteaptă-mă. Wow. Un pic o tăie. Fel felit o facem. Nu mai avem ceapă. Nu mai avem ceapă. Lasă ca să ne mâncăm ceapă multă. Gata, prieteni, am încălzit și omleta, fac și eu stau jos și fac salată. Mă ustră ochii, prieteni. Da, nu mai topi asta, e de ajuns. Nu mai mâncă ceapă. Nu mai mâncăm cu nemoaie pe căldură. Mină, ce e acolo? Ce s-a auzat așa gălăgia, mă, pe telefonul? Că îi păcai haine și nu duse în cameră. Cum te n-a vrut să și le îmbraci pe el?
ca la nebun. Aici e. Ca la bălamu, prieteni. Nu ne mai înțelege, nu mai nimic cu nimeni, prieteni. Cu nimeni, absolut nimeni. O ruga să dăm uță blândă. Cu minge acum, liniștită. Patroana zace prin patrie bonlavă. Ce boală are patroana? Păi știu, de la ustură ochii mă dă durere, ca de la usturatul ăsta, de la ceapă. O toc așa din mână castravitele. Am zis să mănânc și eu o salată ăștia, că după aia mă pun ce o să fac treabă. Nu mai bate când vorbesc, că nu e frumos. Tu mă întrerup și nu-ți aud de ce vorbesc. Stai și castravete. Stai, cu ce stai? Și după ce mănânc, fac și eu ce am aici, până mai e acum la pare și... Mă trebuie și mie suc. Ai suc. De ce mai ceri altul? Trebuie să punem suc așa în toate paharile, să înșirăm peste tot. Ia că asta vede. Vrei cu sare? Da. Stai să iau sarea, că nu e aici. Sarea am mâncat-o pe toate. Am mâncat-o cu unul tot. Stau așa jos, că dacă pun telefonul mai sus... Nu, dacă stau eu în picioare, nu o să vede bine, așa. Așa. Hai și mie acasă. Nu suntem acasă, ce-i? Ce? Mă, ce zice, hai acasă, ce zice? Păi nu suntem acasă. Am încălzit aia degeaba pe tigaie, uite. Dă-i și lui și nu mai faceți grăjie. Și nu vreau să mai tai din filmare, să facem noi. Auzi, Andru, ce m-am gândit eu, mai filmez acolo? Da. M-am gândit de dus cu soferința lui. Da, mă duc să te plătească, nu mai nimic. Altă treabă, faci lipsuge toți banii din lume. Până le șupe. Da, mă duc să te plătească. Dar de ce nu vrei soferință? Nu vreau soferință nimeni. Nu te vei niciun ban, niciun ban era nimeni. Mi-a trebuit de cine ochi, nu vei ce hărbe. Mi-a trebuit de cine îmi trebuie. Leonardo, aveți de caz? Ula, vei Da. Hai de ula, vară. Hai, cu jelă, o amele și o grădere. Mama, cărângălăși, ia. Gata, prieteni, am revenit. Am oprit puțin telefonul pentru că a venit Olga și îmi zicea că caută Leo șofer să-l ducă, cine să-l ducă, n-are cine. Nu mă duc eu să-l duc pe Leo, au șoferiță. Auză, prietene bună. N-am unde să dau capul, mă duceam cu Leo ca să fie șoferiță lui și ca să ce? Ca să luăm, hai să mergem, să facem împreună măcar o treabă. Luăm și pe femeia lui și facem treabă, afacere. Nebună care nu judecă la capul, ea nu vede cum e situația, cum e frate sau e căsătorit, că... Și îmi place mai mult comentariile voastre, toate care spuneți că să-i facă treabă să-și că pe cine, cu cei căsătorii, nu cu mine, nu are niciun drept cu mine, să ceră nimic de la mine. Da, să mergi o feriță cu frasul. Ea crede că toată lumea e totul perfect, nu mai e nimic, că n-avem nimic, la ea totul e frumos. E bine din partea ei că vede așa lucrurile, că nu se consumă și să simte ea bine cum gândește. Mănânc omleta cu mâna. Îți bucăt, mă. Prieteni, nu prea e frumos când mănânc să vorbesc, dar o să mănânc după aia. Nu știu, prieteni, revenim mai târziu cu altceva. Mai plăcut, pentru că acum am făcut așa mie o salată cu ardei, uite, cu ceapă, cu castraveți, așa îmi place mie, doar ardei grăs nu am pus. Și omleta aceasta ce-a dus Olga, ce-au făcut ele afară, dar nu mă feresc. Am pus așa la mișto să guste din varză, din alea. Dacă ne punem o tavă să ne omorâm. Prieteni, vă mulțumesc mult de tot și vă doresc o zi plăcută tuturor și... cât mai liniștită, să avem liniște și fericire. Pa, pa, prieteni, revenim mai târziu.